Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața! Este duminică, este ziua votului și vă rog, înainte de orice, să vă amintiți că toți ne dorim să trăim într-o țară sigură și că astăzi putem să facem acest exercițiu. Fiți un model pentru copiii voștri și arătați-le că libertatea și democrația este ceva ce trebuie să păzim cu prezența noastră la vot. Și eu și cu invitata mea de astăzi suntem mame de fete și ne place România și ne plac românii și ne dorim ca țara asta să rămână cât de mult posibil liberă și fericită în Uniunea Europeană. Așa că astăzi și eu și Andra Pindican vă spunem același lucru. Mergeți să votați! Bună dimineața! Bună dimineața! Musa e la vot și după aia... După aia ce vrem noi? Nu, după aia eu mai am o provocare. Rog, Dacă tot votăm atâta în exterior, cum ar fi asta să stăm să dăm un vot și în interior să ne uităm un pic câte părți sunt prin noi și cu care votăm de obicei în fiecare zi și pe altele le lăsăm așa, fără niciun drept de vot. Andra Pintican face atât de multe lucruri, ne amuzam înainte de a intra în uh, emisie că e foarte greu să o așezi într-un singur loc, așa că astăzi o să încercăm Sincer, îmi doresc foarte mult să vorbim despre relațiile dintre angajați, angajatori și ce se întâmplă în acest moment cu această cultură, dar putem să ne ducem în ce direcție vrem noi, că e duminică, suntem libere, independente și putem să facem ce vrem noi. Oamenii ascultă această emisiune, cei mai mulți sunt în mașină la această oră și eu le amintesc tot timpul, vedeți că din afară vă văd. Cei care trec pe lângă voi. Așa că, și dacă vă certați, puneți-vă un zâmbet pe față, și nu stați morocănoși ca să păreți supărați. Se ia, nu de alta, dar se ia. Exact. Și, măcar cu un zâmbet, îți aduci contribuția și mai ridici un pic vibrația acestei zile. Te-ai apucat de HR și te-ai specializat, de fapt, în relațiile dintre angajați și angajatori, din pasiune sau din nevoie. E una din, unul din cazurile alea în care spui că meseria m-a găsit pe mine uh, și m-am apucat de treabă ca să-mi dau seama că această meserie este exact ce mi se potrivește, pe lângă alte șapte-opt meserii pe care le mai am în momentul de față. Uh, și da, am lucrat în HR foarte mult timp și în consiliere de carieră. Ceea ce înseamnă că am așa o imagine destul de unică în piață, pentru că am fost și HR, știu ce se întâmplă în organizație, am fost și CEO, am fost și ăla care se plângea de toată lumea, dar am și lucrat cu peste 10.000 de oameni în consiliere de carieră și de viață și înțeleg cum se simte și la firul ierbii. Și atunci așa pot să văd lucrurile un pic mai la nivel macro, să spune așa, și um, apar niște perspective pe care poate nu le vedem când suntem în interiorul problemei. Indiferent că sunteți angajați sau angajatori, ascultați uh, discuția noastră, pentru că sigur o să aveți multe aha-uri astăzi. Îmi place foarte tare relaxarea cu care vorbești tu despre relația asta. Cum mai descrie relația dintre angajat și angajator? În momentul de față, în România, uh -huh. o să închidă toată lumea radioul. <laughs> um... Mai cred că în momentul de față cea mai mare problemă noastră în organizațiile din România e că sunt pline de părinți și copii și nu avem adulți la butoane. Bine ai venit la mine acasă, <laughs> pentru că probabil asta este una dintre marile mele probleme în calitate de angajator. Recunosc că eu am fost și de partea cealaltă baricade, și până la 36 de ani am fost angajată unor firme. Dar foarte mulți ani, vreo 10, am fost angajată a unui proprietar de rețea de radio, domnul Mircea Bradu, care atunci când m-a angajat, mi-a dat cheile de la radio în mână și a zis copilul tati, ia jucăria asta și joacă-te. Și m-a tratat ca pe copilul tati. Și el a fost, nu ceea ce n-am găsit acasă, că eu am avut un tată minunat, a fost Tatăl pe care eu nu-l aveam lângă mine, uh -huh. dar m-a tratat ca un tată. Și eu când am devenit antreprenor și mi-am făcut firmă și Ai am început să oameni. angajez oameni, mă, cum am dat de seama? Deci, fii atent, nu m-am gândit niciodată până acum la această asociere. Niciodată. Și to în toate interviurile am spus că domnul Bradu mi-a zis copilul tatii. Păi dacă eu așa am învățat. Da, dar mai e un aspect foarte important aici, că și copiii, așa cum bine știi că tu lucrezi cu ei și știi mult mai bine decât mine, și copiii se manifestă în foarte multe feluri. Iar modul în care ei se manifestă depinde foarte mult de modelele pe care ei le-au avut când erau da, mici. să știi că eu ziceam tot timpul și zic în firma, măi, noi nu suntem familie. Da. Noi, Familia este acasă. Familia e Maia, e mama și azi dimineața m-a sunat mama cu toate problemele ei, indiferent ce se întâmplă, mm -hmm. trebuie să am răbdare, să o înțeleg, să fac lucrurile diferite. Noi aici nu suntem familie, fiecare are familia lui Deci eu undeva în sufletul meu am știut că nu e ok să fiu mamă Nu neapărat în suflet, ai știut în mintea conștientă Așa. Problema e că mintea noastră conștientă e 5% maxim din cine suntem La butoane, ne place sau nu, e subconștientul Cu sute de sisteme de apărare și strategii de su supraviețuire în viață Și uite ca să-ți explic asta un pic mai clar ne ducem un pic la o teorie foarte faină, care e valoroasă și pentru adulți și pentru copii, mai ales pentru adulții care au copii acum și îi ajută să se dezvolte. Ea spune așa, că atunci când un copil se naște, vine pe lumea asta cu un sine adevărat. Și chiar sunt studii care arată că avem peste 400 de calități unice, independente de cele moștenite de la părinți, în momentul în care venim pe lume. Până aici toate bune și frumoase. Problema e că adulții, mediul înconjurător, Sistemul educațional intervine în această identitate a copilului, mai ales când acesta vrea să se manifeste. Și copilul zice, în matematica lui foarte simplistă, atunci când are până în șapte ani și nu are precedent, nu are prea mult algoritm în căpșor, dacă vreau ca oamenii ăștia din jurul meu să mă iubească și să mă accepte, eu trebuie să devin cine spun ei. Și el dezvoltă atunci un sine fals. Sinele la fals care de fapt nu e nimic altceva decât strategii de supraviețuire. Okay. Și acum lucrurile stau în felul următor. Tu ai zis ceva foarte valoros. Eu am avut un tată minunat. Și acum vreau să te întreb. Câți adulți din România azi nu sunt copii de acum 20 de ani care n-au avut o mamă sau un tată lângă ei sau oricât de minunați au fost erau totuși plini de lipsuri pentru că vorbim foarte mult în România despre trauma și despre abuz și despre cum modul în care am fost abuzați fizic, emoțional, când eram mici, ne marchează ca adulți. Dar știți despre ce nu vorbim? Despre neglijență. Mulți dintre noi am fost și neglijați când eram copii, pentru că părinții noștri erau într-un cult al muncii obsesiv ca să ne asigure supraviețuirea. Ori părinții noștri ne-au pus pâine pe masă, s-au asigurat că avem haine rupte cu sute, nu contează, nu ne-am dus descurs la școală, dar ei n-au știut că noi mai avem nevoie și de alte lucruri, cum ar fi o dezvoltare emoțională. Ori nenea ăla când ți-a pus tie cheile în mână, el nu le-a pus oricui. Le-a pus unui om care era cât de cât complet emoțional. Dar dacă le-ar fi pus în mâinile unui om fără un gram de încredere în sine, pentru că venea dintr-un mediu în care i s-a zis toată ziua că e prost, că de nimic nu e în stare, că nu o să facă nimic bun toată viața lui, crezi că ar fi avut același succes? Încercam în timp ce, uh, îți dai seama că acum mintea mea fuge și probabil că asta se întâmplă și cu ascultătorii și mă gândesc la toate legăturile din, exact. din viața mea și apropo de uh, problema emoțională, mi-am dat seama că eu am angajat foarte mulți ani oameni care aveau, ei nevoie de ajutorul meu, exact. nu, nu îi angajam pentru că Chiar ei trebuiau să fie angajați. Că ei dețină o profesie. Deci cei mai mulți dintre oamenii pe care eu i-am angajat nu știau să facă nimic. Dar ai văzut tu acolo Am ceva? văzut clipire. Ai văzut am văzut clipirile, adică eu am angajat un băiat care era kelner la un restaurant din București. Studia o facultate tehnică, dar era atât de drăguț, avea o energie fantastică, îi plăceau atât de tare copiii, era jucăuș și l-am chemat la un moment dat, a venit să facă ceva muncă din asta necalificată. Și l-am întrebat, nu vrei să faci asta, nu vrei să vii și să facem evenimente pentru copii? Și el a zis. Bă, da, ție -ți plac copii. Păi da, eu mă joc tot timpul cu frații mei mai mici, cu nepoții mei, cu... Și a fost cel mai bun om de entertainment, mai bun decât toți actorii pe care i-am avut periodic. Dumnezeu. Și a stat la mine câțiva ani buni, în care am făcut super treabă cu el, până într-o zi în care s-a însurat, a plecat și a, și a devenit om de vânzări, face cu totul altceva, dar sunt sigură că este un tată minunat pentru copiii lui, pentru că avea în el. Și eu vedeam asta uh -huh. și uh, îi, îi luam pentru sclipirea pe care o vedeam în ei. Eu nu zic că nu funcționează și că nu e ok să vezi sclipirea aia. Întrebarea e cum ne raportăm ulterior când am început această colaborare. Și ai spus mai adinauri că, la nivel declarativ, voi erați foarte convinși că nu sunteți o familie. Da? Asta, asta încercam asta eu să-i să 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 fac să înțeleagă, dar Paștele îl făceam împreună, Crăciunul îl făceam împreună, deci oamenii din firma mea în ultimii 10 ani au făcut Paștele și Crăciunul la mine acasă, eu găteam pentru toată lumea, îi duceam în vacanțele cele mai exotice cu mine pe unii mai dintre ei ca să știu dacă da, apuc. angajez în permanență dacă avea o problemă medicală eu eram noaptea cu ei la urgență de mână, dacă își luxa unul piciorul să n-am echipei de fotbal și îl trimiteam la acasă el. la el să vină la el. Adică am făcut în tot timpul ăsta lucruri pe care ei nu aveau părinți, nu au părinții lângă ei. Cei mai mulți dintre oamenii care lucrează în continuare cu mine au părinții uh, departe. Dar nu e neapărat ceva greșit în toate lucrurile astea. Singura problemă e că dacă nu avem capacitatea să trasăm și limite, în momentul în care în familie copilul tău face ceva greșit, nu e ca și cum renunți la el. Nu-l nu dai afară, nu pleacă, oricât de greșit e, nu știu. Gândește-te la cel mai groaznic lucru pe care îl poate face un copil și mama lui în continuare să-i demonstreze iubire necondiționată. Ori dacă în organizația ta cineva te fură, dacă ești mamă, care e responsabilitatea? Mai să știi că eu n-am dat afară pe nimeni. Da. Nu e despre a fi oameni răi și a da afară, că știu că și asta e ne îngrozește nu, nu, gândul când Nu, am pe eu cineva nu afară. pot, eu nu pot să fac asta, deși pe foarte mulți ar fi trebuit să i dau. Uh -huh. Și le-aș fi făcut un bine foarte mare dacă făceam asta. Foarte mulți dintre ei n-au plecat pentru că se simțeau responsabili pentru că eu am fost ca o mamă pentru ei. Și ajută ne un pic să înțelegem cum facem aici eu în calitatea mea de angajator să știu să plec în momentul în care uh, rămân acolo doar din sentimentul responsabilității uh -huh. și în calitatea mea de, ang în calitatea de angajat și în calitatea mea de angajator să știu să-i spun Hei, până aici! N acum va trebui să ne despărțim pentru că tu trebuie să mergi mai departe. Da, da. da, aici intrăm în ceea ce se numesc jocuri psihologice, în dinamica organizațională. Sau îi mai zice mai popular triunghiul dramei la locul de muncă. Așa. <laughs> și triunghiul ăsta al dramei zice așa că ne place sau nu, undeva la 80% din populație într-o mentalitate de victimă. Ce înseamnă mentalitate de victimă? X e de vină. Mirela e vinovată că a ieșit prost pentru că nu mi-a zis că trebuia să-mi iau tricou roșu. Chiar dacă scrie în regulament, Mirela trebuia să vină și să-mi spună, domnule. Da? Ce înseamnă că sunt într-o mentalitate de victimă? Problemele mele sunt din cauza altora. Și nu zic că, într-adevăr, unii oameni ne creează probleme, dar tot timpul și noi contribuim. Chiar și prin simplu fapt că noi creăm spațiu în care alții să vină să ne facă probleme și nu punem limită. Hei, până aici, vezi că te-ai urcat călare pe proprietatea mea. Acum, pe lângă ăștia din starea de victimă, în care, apropo, toți intrăm, nu există și cea mai sclipitoare minte, și terapeuții, psihologii care merg în școli și toată lumea intră, e o dinamică pe pilot automat, în, în timp de din ce în ce mai bun la a observa și a ieși din ea, dar toți se mai întâmplă. Diferența e că, din păcate, foarte multe persoane care nu sunt în starea asta de conștientizare sunt mai mereu în starea asta de victimă. Pe lângă aceste victime, care se comportă ca niște copii, nu? Cum se comportă copilul? Eu n-am nicio putere, mami zice dacă da sau nu, tatii de că s-a stricat televizorul, că nu știu ce n-a pus la telecomandă. Și aștept să mi se dea. Și aștept să mi se dea. Stau sunt cu mâinile cu... Să se facă. Da. da. Să vină cineva. Dar am foarte în continuare. Eu am oameni care nu iau nicio decizie. Pentru că uh, se tem să, să nu, nu greșească. greșească. Bun, ce, și ce ne lipsește aici? Când vorbim despre acest. Ok, poate victima e un pic cam dur și nu vreau să creadă nimeni că eu judec în momentul de față. Eu Stric cu spirit de observație, pentru că eu am fost victimă cu fundiță și cu sclipici. Deci, sub nicio formă nu judec. Uite, în eu nu ăsta. am fost victimă niciodată eu, în okay, relația de muncă. M-am ocupat eu și cu asta. <laughs> Așa. Um, dar ce ne lipsește în poziția asta este puterea personală și asumarea și responsabilitatea care zice orice se întâmplă eu am contribuit cu jumătate că e de bine, că e de rău cumva, într-un fel sau altul eu sunt aici răspunzător deci pentru de jumătatea orice, mea pentru orice situație în care ne aflăm Ia. indiferent că suntem angajați angajatori, jumate din vină da. Ne aparține. Și uite, pot să-ți dau niște exemple. Uh, și o să revenim la tot triunghiul imediat. Facem, am promis că, fa de fapt, noi am zis că o să facem multe paranteze, că ne plimbăm peste tot, nu? Ieri am, uh, zilele trecute, de fapt, am fost cu o mașină, cu un bla-bla uh, spre București. Și am întrebat în mașină, unde aveam așa, un luptător MMA, MMA, sau MMA, nu știu cum se zice, o specialistă în comunicare și un major. Da? Deci ăștia erau cei trei uh, colegi de drum spre București cu mine toți până în 30 de ani și am întrebat: "Măi, care e cea mai mare durere a ta în momentul ăsta a vieții tale?" Băi, la unison stresul. Și zic: "Ok, hai să vedem ce e așa de stresant." Și au început oamenii da. să-mi spună și că la muncă nu mai apuc nici să respir câtă treaba că mereu orice fac vreau și mai mult. Am vrut să deschid un restaurant, după aia nu am oprit, am mai vrut încă unul, zicea luptătorul meu. Că nu am timp și toată lumea îmi cere lucruri și eu nu mai am timp să mai fac nimic pentru mine. Nu? Și când ne uităm la lucrurile astea, am zice că sunt cauze, dar ele sunt simptome. Pentru că adevărata cauză e că atunci când mi se dau o grămadă de lucruri de făcut și nu e realizabil, eu trebuie să am capacitatea să învăț strategia de supraviețuire. Băi, eu zic da la toată lumea că mi-e frică să mă respingă cineva. Dar eu nu-mi dau seama că atunci când le zic da, îi fac să mă aștepte, eu după aia o să colapsez, că n-am cum să le fac pe toate și ajung tot eu să-i urăsc pe ei că mi-au făcut asta. Dar de fapt eu le-am zis da de la bun început. Iar celălalt, că uite, nu mă pot opri. Oricât fac, vreau și mai mult. Care e, de fapt, problema acolo? Eu nu știu cine sunt. Eu trăiesc într-o societate în care mi s-a spus că succesul înseamnă să am aia, să am aia, să am, să am, să am, nu să fiu. Și dacă eu nu știu că eu exist, normal că eu o să trag să am în continuu și orice aș avea, într o în adaptare hedonică în trei luni, mașina aia la care ai visat de-ți-o curs balele, după ce ți-o iei, în trei luni nu mai e nimic pentru creierul tău. Zice, hai, what's next? Dă mai mult, mai mult. Pentru că noi confundăm a avea cu a fi. Și uite cum asta înseamnă puterea personală, asta înseamnă să zici, bă, nu m-a băgat șeful în burnout, eu nu am avut capacitatea să pun limite. Nu, nu oamenii ăștia nu vor să muncească, întrebarea e cum le-am creat eu spațiu să nu vrea să muncească. Deci, Andra, eu îi oblig să-și ia libere. Ceea ce este foarte frumos. Îi oblig și le spun, stop joc, Sănătatea nu e niciun tală... concurs. Stop. Vă rog foarte mult, firma asta se descurcă fără tine. Trei zile, nu vreau să Ai. te văd în fața ochilor. Ei, și pe, în aceeași măsură în care le cere asta, trebuie să vină și reversul. Atunci când avem. Astea standardele la care mă aștept să te comporți. Și astea nu sunt negociabile. Dar să știi că, din fericire, eu cel puțin am foarte mulți oameni în jurul meu care înțeleg foarte clar. Uite, cum te. e la noi de 1 iunie. pe păi de 1 iunie este... Am văzut, hey, rup, totală. Da, exact. Nu stai să pontezi uh, numerorele orele în care ești în pontaj. Nu, dar merge cu siguranță. Nai, nu, meseria asta nu se poate. Dar și când avem timp, pauză. Avem timp. Bun, și ne întoarcem un pic la triunc, Da. Da. Aici avem aceste victime care se comportă ca un copil neajutorat. Așa. Și lângă ele apar cu literă de lege încă două poziții foarte importante: agresorul și salvatorul. Salvatorul e cel care spune hm, trebuie să fac ceva pentru omul ăsta că el nu face nimic pentru el. Stai că vin eu, te dacă, ajut. Nu, dacă nu fac eu, Dacă moare nu fac firma. eu, nu face nimeni da, Moare uh, proiect. Și Salvatorul, că sunt iarăși la Salvator Am Black Belt și Master Degree no, Aici ai și eu uh, Da, da noi da, două da. surori de uh, cosmice uh, Cum ajungem în poziția asta de Salvator? Păi eu când eram copil Singurul mod în care eram văzută era când serveam Că îi făceam lui mama o cafea Că îi făceam temele lui sora mea Că mă ocupam de curățenie în casă În rest eram numai cum mă dea Acum că făceam lucruri Deodată Andruța uhum. Ce a învățat mintea mea Băi, dacă servești, ești mecherie. Și am ajuns până în punctul în care Am servit atât de mult încât eu nu mai eram pe hartă Ce înseamnă asta? Făceam tot posibilul să fac pentru alții, să fie ei bine. Chiar dacă asta însemna că eu sunt în burnout, că sunt bolnavă, nu, deci eu nu existam. Eu nici măcar nu simțeam că doare, pentru că eram atât de racordată la nevoile altora, încât eu nu știam asta e nevoie. salvator. Și asta e salvatorul. Și acum vine agresorul. agresorul. Și agresorul care zice, hm, victima asta nu merită nimic uite și tu, nimic nu face. Managerii care țipă în birouri în continuare în România, old school-ul, da? Sistemul ăla vechi, care zice, dar nici nu... N-am nicio bază în tine, de nimic nu ești bun. Problema e că am, am chitit, cultural și social să zicem bravo salvatorului, vai ce bine că există salvatorul și ce nașpa domnul agresor sau doamna agresoare, rușine. Problema e că și agresorul și salvatorul amândouă au un lucru foarte important în comun, și fac același lucru fără să vrea. Lucru în comun este că ambele sunt foste victime care au ales în loc să se întâlnească cu durerea pe care o au, să fie să mă duc să mă ocup și să-i salvez pe alții ca să nu simt ce mă doare pe mine, că nu sunt plinit, că nu știu să mă opresc. La mine, spre exemplu, durerea mea era că eu nu puteam să mă opresc din muncă. Deci eu eram workaholică și compulsia mea era să muncesc în continuu, da? Una dintre noi două vorbește la trecut. <laughs> așa. Și... Alta încă face. Agresorul, nu, ca să fim așa foarte realiste, nu cred că e ceva ce trece vreodată, personal nu am ajuns încă la concluzia asta, dar e ceva pe care înveți să gestionezi și cu când intri mai mult în sinele adevărat, se disipă. Da, și în sinele adevărat din articulații <laughs> la un moment dat chiar nu mai poți să atunci, ne n ce facem și te oprești. Așa, agresorul în schimb, ce zice? Băi, am fost victimă. Eu știu cât de nasol e acolo și eu nu sunt fraieră sau fraier să o iau de la capăt. Așa că o să atac eu primul ca să mă asigur că de acum încolo nimeni nu mă mai pune pe mine dacă în Dacă vrea cineva să cumpere firma Zurli, să știți că este o firmă care funcționează bine. Eu dacă mai stau și următoarea jumătate de oră cu Andra, cred că nu mai iau, nu mai angajez pe nimeni. Mă duc acum și închid. Bă, nu, că venim și cu soluția. Stai că, că venim și cu soluția Știi ce vreau să mă, să mă înveți pe mine și pe toți angajatorii și pe toți angajații după pauză? Cum facem noi ca oamenii care au ceva de, de, de spus? Să îndrăznească să spună pentru că din păcate ultimele ex mele experiențe n-au fost deloc fericite eu am aflat uh, lucruri pe care le credeau niște foști angajați uh, din spațiu public n-au mm -hmm. avut o discuție personală cu mine niciodată deși au stat la masa mea de Crăciun, de Paște, mm -hmm. am făcut Și ce e asta? Nu e fix adolescentul care a fugit de acasă și o bârfește pe mama la toate mm -hmm. rudele? Nu știu, dar hai să învățăm după pauză cum să facem asta, cât suntem acolo. Da. Și eu, cum fac eu, angajator, să-l ajut pe adolescentul acela să se deschidă și să-mi spună de fapt, care sunt problemele lui reale, dacă sunt, sau cum fac eu angajatul cuiva să îndrăznesc să mă duc să vorbesc cu omul acela despre lucrurile care, care nu-mi plac. Cred că foarte mulți avem nevoie să învățăm o chestie atât de simplă, dar ne întoarcem imediat după pauză. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan. Ne-am întors la schimbă perspectiva și încercăm să schimbăm perspectiva asupra felului în care privim relația dintre angajat și angajator în această zi în care ne ducem, punem ștampila pe cine vrem să conducă în orașul nostru, primăria, consiliul județean și pe cine trimitem să ne reprezinte la europarlamentare. E votul la voi în familie un eveniment? Acum da. Dacă m-ai fi întrebat acum 8-9 ani, când n aveam toate țiglele pe casă, nici nu știam ce trebuia să-ți răspund. Dar, vezi tu, asta e treaba cu oamenii care cred că n-au nicio putere. Ei nu exercită, că ei nu știu cu au. De când am aflat... Tu ai fost plecată din țară. Am fost și plecată din țară, dar vreo 2 ani am lucrat pe un vas de croazieră și apoi m-am întors acasă și... Și ai la văzut la România zero. diferit? Nu, pentru că nu e despre loc, e despre ce e în capul tău. Și dacă filtrele mele erau aceleași, am văzut aceeași Românie, am văzut aceeași România greului. Eu am fost unul din oamenii care învăța de la el din neam să-i fie foarte ușor să-i fie greu. Mm -hmm. Și am avut o școală foarte bună, făcută să-mi fie greu. Cât era mai greu, cu atâta era mai familiar pentru mine și eram foarte confortabil. Și în greu. această frică de a-ți fi bine? Aveam, în primul rând, frica de a nu muri de foame, ceea ce, mă rog, era o frică destul de bine fondată Măi, pentru că Andra, Chiar am avut momente cu frica mea când nu aveam ce să-i dau să mănânce. Când nu aveai ce să-i dai ceva foarte bun, dar noi de foame n-am murit niciunul niciodată. Mai. Până la capăt? Până la capăt, depinde, adică am trăit zilele în care efectiv n-aveam bani, bani nici de mâncare, exact. adică aveam lapte și mai puneam niște apă să lungesc sticla de lapte trei zile, adică chiar am trăit zilele alea. Acum, realist vorbind, nici n-am pus mâna pe telefon să cer ajutor cuiva, că n-aș fi murit de foame, dar iarăși ne ducem în căpșor, pentru că eu am învățat că e rușine să știe lumea cât ți e greu. Și că nu-i frumos să cere ajutor. Uite, Tata Dumnezeu, iertă, avea o vorbă. Cerem împrumut și nu ne rugăm de nimeni. ce deci, îmi place, dar <laughs> nu m-a învățat pe mine nimeni treaba asta. Așa că miraluța la 25 de ani avea 5 credite. Uite, eu n-am învățat treaba trei, asta. Trei le erau prieteni <laughs> pentru mine. Fabulon. Și Treia aveau grijă de sănătatea mea să muncească, să le dau banii înapoi. Wow, ce stakeholders valoroși, îmi place. Da, Ei, eu n-am da, învățat da, lecția da, asta și am trăit, dar vreau să rămânem cu asta. Trăim conform lecțiilor pe care, pe care le primim le și le învățăm și uneori sunt lecții atât de subtile, sunt niște credințe atât de subtile, că nici, uite și munca asta, apropo, cum mă duc eu și fac oamenii să fie adulți în organizație. Și dacă noi nu ne facem bine, nu putem să fim niște exemple bune pentru copiii noștri, știi? Nu mai secrete. Că pentru mine, Maya, pentru mine, Maia, pentru mine Maia a fost cel mai bun motiv să mă fac eu bine la căpuțul meu și să descoper lucrurile care nu-mi plac la Mirela adultul uh -huh. și să le schimb pentru că mi-am dat seama că fica mea nu va face niciodată ce spun eu, dar am șanse să mă copieze. Uh -huh. Am șanse să mă imite așa cum eu am copiat-o pe mama, cum l-am imitat pe tata. Și atunci am început să lucrez cu mine. Uh -huh. și eu nu pot să-i cer copilului meu ceva ce eu n-am fost în stare să fac, nu pentru că nu pot, ci pentru că nu m-am apucat de lucrul respectiv. Da, să conducem ca și exemplu este ideal. Acum mai e un aspect aici pe care tu l-ai zis și e fabulos. Ai fost conștientă de ceva dar nu toată lumea devine conștientă de treaba asta pentru că să ne uităm un pic la lumea în care trăim. Ca să vă liniștiți, eu da. am devenit conștientă după 40 de ani. Așa, e bine ca să știm nu, exact nu, 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 cum nu, ne no. învârtim. Liniștiți-vă, da, liniștiți vă <laughs> așa, respirați, că nu trebuie să o luăm așa pe <laughs> șușu, nu, 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 Și am avut un motiv foarte important în care m-am trezit. Așa. Când tata a dormit, m-am trezit eu. Că de obicei așa se întâmplă, când adorme unul dintre părinți sau cineva extrem de important, să deschizi de eu, când închide el ochii, ți se deschizi ție da. Și la -ți a fost seama că ai o singură viață în momentul în care o încep și a doua. Că ai tot timpul. Nu ai tot timpul din lume așa la ai. dispoziție, și că într-o zi e pa. E pa pa așa. Și ăla e pa, și dacă n-a să faci tot ce ți-ai propus, nu mai ai când. Hai să ne întoarcem că le-am promis că îi învățăm cum facem noi să spunem ceea ce simțim uh -huh. cu adevărat, onest. Nu mă mai simt bine, nu mai sunt fericit în acest loc. Atunci când angajez un om, pe mine nu mă interesează nici ce facultate a făcut, nici ce știe să facă, nici unde a mai fost angajat. Nu mă interesează istoricul lui, deși poate că n-ar fi rău să mă intereseze. Mă interesează ce simt față de omul ăla și apoi mă mai interesează să înțeleagă uh -huh. că vreau să rămână cu mine doar cât este fericit. Și când nu-i mai place, să plece. Că eu aș pleca, dar nu pot. <laughs> corect, corect. Și eu le spun, băi, aș pleca. Că uite, nu mai suntem ok în această relație. Da. Și unul dintre noi trebuie să plece mai departe. Dar eu nu pot să plec. Că okay. ghici, e locul meu. Da, corect. Ca să avem conversațiile astea, toate părțile trebuie să intre într-o stare de adult observator. Adică să ieșim din judecată, să ieșim din așteptări. Uite, eu am angajat-o pe Maria și mă aștept de la ea să devină acest guru în social media într-un an de zile. Dar nu m-am dus. S o întreb pe Maria. Bă, Maria, tu vrei să fii social media guru într-un an de zile? Care-ți dorințele tale? Care-ți nevoile tale? Uite cum comunic eu, tu cum comunici și ce crezi? În trei luni trebuie să avem conversația asta din nou. Că între, între timp, în astea trei luni, eu nu mai sunt Mirela din ziua 1, tu nu mai ești Maria din ziua 1. Stai, 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 stai puțin, oprește-te. de ce este greșit faptul că eu văd un om și zic, tu poți să ajungi? Da. acolo. Îmi pare rău că ți-o spun așa de blant. Deci fica mea este genială. Mai a da. zis mama, doar tu ți imaginezi că ești zâna bună. Oamenii ăștia te văd personajul negativ. Fii atentă, hai să intri cu mine într-un film. Hai. Tu ești o fetiță așa. de șapte-opt ani și abia ai descoperit baletul. Abia ai fost la un episod, da. la un recital de ăsta de balet da. și eu sunt mama ta. Și te văd entuziasmată că scopie ea pe scenă și eu îți zic, tu într-un an de zile o să fii pe scenă aia și o să ai cel mai tare spectacol din lume. Hai! Dar nu te întreb, îți place, vrei, te, Ce o să simtă fetița aia în momentul ăla? Dacă nu urcă pe scenă într-un an, ce face? O să uh -huh. pe mami. Uh -huh. Și ne întoarcem înapoi în dinamica de la birouri. Noi nu ne dăm seama, dar cei mai mulți dintre noi reproducem în muncă. Mediu în care noi am crescut. Okay. Și avem în coadă de pește, în capul nostru, rămas așa deschis, un ciclu de a-i mulțumi pe părinții noștri. Și o să dau un exemplu foarte clar. Eram într-un webinar cu 800 de oameni și o tipă zice, m-am săturat, mă terorizează asta de m de 10 ani în mănâncă ficații. O femeie de 40 ceva de ani și zic, draga mea, dar de 10 ani 10 puteai să-ți dai demisia de 10 ori. Adică, nu, că dacă eu plec, pică firma fără mine. Deci avem acolo cineva care se martiriza, da? vedem salvatorul care devine dezgustat de victimă, care de fapt e și abuzator. Și zic, ok, hai să facem o treabă și uite, chiar îi îndemn pe toți ascultătorii. Imaginați-vă o persoană cu care lucrați, sau dacă vreți, o soacră, nu contează. Așa. Așa, cineva cu care nu vă înțelegeți bine în momentul de față. Și închide ochii și imaginează-ți omul ăla în fața ta și vreau să simți cum te face să te simți când se comportă cu tine așa cum se comportă el. Ce simți când e omul ăla în fața ta? Răspunsul doamnei astea a fost că sproastă, proastă, că nu-s bună de nimic. Și întrebarea mea e, care e primul om din viața ta care te-a făcut să te simți așa? Mama. Dar mama doamnei murise de câțiva ani și ea nu mai apucase să-i demonstreze că e și ea bună, așa că ce-a făcut a fost o proiecție emoțională pe manager, și ea se ducea la birou la 45 de ani doar că ea în fiecare zi intra într-o regresie emoțională și a lucrat de fapt dintr-o fetiță de 10-12 ani care încerca să o mulțumească pe mami. Și uite, asta e o dinamică de care ne fiind conștienți, ajungem să ne scoatem ochii și să facem tot felul de bălării. Pe când am putea să o punem pe masă? Băi Mirela, fii atent. Știu că tu vrei pentru mine să fiu social media manager în următorii 2 ani. Hai să zicem altă meserie că... Nu știu, ceva, uh, zim ceva, <laughs> educator, nu știu... <laughs> eh, director de grădiniță. Director de grădiniță, ceva, nu știu, orice. Nu, am a, <laughs> ah, ok, bine, <laughs> nu, 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 am no de a fost doar așa un exemplu simplu. Zi, director de grădiniță. Director de grădiniță. Eu înțeleg că tu vrei asta pentru mine, dar uite, în momentul în care mi-ai spus, pe lângă entuziasm că m-ai validat, am simțit și o presiune imensă. Și simt că aș putea să te dezamăgesc și... Nu-mi dau seama dacă eu îmi doresc asta sau nu. Poți să-mi dai spațiu. Să-mi dau seama dacă asta e ce îmi doresc cu adevărat. Și aici intră în, în schemă capacitatea managerilor de a face consiliere de carieră. Știu, și aici intră, iar avem o mare problemă. Că toți managerii acum vor să spună, Doamne, Dumnezeule, dar asta nu mai e management, asta e psihologie, asta e nu știu ce, dar e eu fac grădiniță. Îmi pare foarte rău pentru această veste. Așa cum nu mai merge ca în clasa de uh, în, în clasa în, cu copiii la școală să mai avem o învățătoare cu linia în mână la fel nu mai merge ca în organizații să avem manageri care au un băț imaginar în mână uh -huh. deci ne place sau nu toate rolurile din societate de la funcționar public, la educator la manager au, s-au dezvoltat foarte mult și dacă nu ai capacitățile astea înseamnă că mai bine nu te mai duci da, de treabă. în același timp ai de-a face cu foarte mulți oameni care nu au capacitatea de a um, evalua corect ce le place și ce nu le place. Da, foarte bine. Deci ai eu multat. am angajați pe care i-am plimbat pe cinci posturi posibile, <laughs> pentru că mi era foarte drag Omul. Sau mm -hmm. pentru că omul a trecut printr-o dramă personală, eu am avut și foarte multe cazuri sociale angajate și sunt foarte fericită să fac asta și, și pot să duc să asta. Da. Îmi asum și pot să duc uh, copii, copii tineri care au rămas fără unul dintre părinți și a fost nevoie sau părinților au avut niște probleme de sănătate mm -hmm. foarte mari și sau am, am angajat părinții unor uh, angajați de ei mei pentru că erau într-un impas personal. Personal și a fost nevoie să. am simțit că pot să îi ajut. Și am avut oameni pe care i-am plimbat din departamentul de magazin, în departamentul hmm. de petreceri, în departamentul de organizare, în departamentul de. încercând să le găsesc eu locul potrivit, pentru că ei nu reușeau să-și dea seama ce, ce le doresc. place să facă. Da, și aici știi că vorbeam de sinele adevărat și sinele fals. Problema e că cel puțin undeva pe la 35 de ani, dacă nu ai minim 5 ani de terapie în spate și multă muncă interioară, șanse mari sunt ca 95% din cine ești să fie sinele tău fals și nu sinele adevărat. Adică, eu am o întrebare pentru oameni de obicei. Cine ai fi devenit dacă nu și-ar fi băgat toată lumea nasul în identitatea ta între 5 și 12 ani? Și da, oamenii nu știu cine vor să fie pentru că e frumos. Deci cine ai fi devenit dacă nu și ar fi băgat nasul toată lumea. Toată lumea înseamnă mama, tata, profesorii, dirigite, vecina de la 2, da... doamna care stătea uh, cu tine. Replica da. din filmul ăla. Exact. Și uite, îți da un exemplu foarte valoros. A venit un domn de 48 de ani la mine acum 2 ani, deci acum are vreo 50, și mi-a zis așa: "Eu nu am loc în viața mea." Era un avocat de succes care mi-arăta că are Rolex, mașină, copii, vacanțe, tot ce trebuie, dar el n-avea nicio bucurie. Și stând și mergând noi așa înapoi în trecut da, în memory lane își dă seama că atunci când era mic vorbea foarte mult, era un copil guraliv și toată lumea a început să-i zică pe pilot automat oh, păi tu când crești mare te faci avocat, avocat. Da. și i-au zis 1, 2, 3, 5, 10 încât ce auzi copilul a fost o condiționare Vrei uhum. să te iubim? fă -te, avocat. Uhum. În consecință, la 48 de ani, când i-am zis să-mi fac o listă cu 10 lucruri pe care el iubește cu toată ființa să le facă, mi-a scris unul să stau cu familia mea. Pentru că el a fost atât de ocupat să trăiască viața altora, încât el n-a știut că el are dreptul să aibă și el o identitate a lui. Ok, scrieți acum pe la Retegan oficial răspunsul la întrebarea care e acel lucru din viața ta pe care ai putea să-l faci până în ultima zi a vieții tale? Fără să fii plătit. Or, necondiționat. Da, necondiționat. Acel. Eu, de exemplu, aș face ceea ce fac astăzi până în ultima zi a vieții mele. Aș face lucruri pentru copii. Indiferent că ar fi vorba despre cărți pe care le-aș scrie pentru părinți, că aș inventa personaje, cântece, că aș crea evenimente, că aș lua cinci copii cu care să mă joc pur și simplu uh, în fața uh, unui palmier uh, uh, pe o insulă din Canare. De aș face asta toată zi. Da, 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 aș, aș umple o decapotabilă cu copii și m-aș plimba pe toată uh, coasta de azur. ne fabuleți. Până în ultima zi a vieții mele. Tu ce ai face? Măi, eu aș vorbi în continuu despre rost. Despre rost. Despre faptul că... Suntem... fă tabere cu rost. Da. Eu așa vorbi. O... Da, rost de împlinire. Rost aș vorbi de împlinire. cu. O... Aș vorbi oamenilor în continuu despre faptul că e păcat să pierdem ocazia de a trece prin viața asta fără să ne găsim rostul. Și despre asta aș vorbi non-stop, și în noapte, și în dimineață, Ce și în oricând ar fi nevoie. N-ai avut o problemă să-ți asumi să fii voce? Um, mai... astăzi, astăzi toată lumea își da. dă cu părerea. Da. E plin mi-a fost plin, foarte greu să-mi să dau voie să Recunosc că eu chiar mă pricep la niște lucruri, mai ales că parcursul meu profesional este tot învățat prin practică. Eu nu am făcut facultate pentru că am avut o relație foarte dificilă cu sistemul de învățământ, care a fost un abuzator pentru mine și am luat-o pe calea alaltă de învățat din greu, apropo de, mie mi îmi place din greu și mi-a trebuit mult timp să-mi recunosc mie că eu chiar mă pricep la niște lucruri. Și mi-a fost greu să-mi asum vocea, a fost unul dintre cele mai grele procese din viața mea, dar. Exercițiu. Mi se pare foarte tare că suntem, uite, în pragul tuturor examenelor, pentru care foarte mulți copii ajung uh, foarte stresați, și peste ani de zile vor umple cabinetele psihologilor ca să se vindece doar pentru că trebuie, trebuie să intre la o anumită facultate, să facă uh, o anumită școală. E mult să cu orice preț ei trebuie să intre și... Da, și peste 10 ani, pentru că ei cu orice preț au intrat la facultatea la care le-am zis noi că aia e cea care le aduce supraviețuirea, ajung să lucreze pentru tine și tu îi prin cinci birouri și ei nu-și găsesc locul pentru că ei niciodată n-au putut să aleagă. Și în consecință tu acum le dai alegerea pe care poate nu le-au dat-o părinții pe atunci, dar ei nu știu ce să facă cu asta, că ei n-au mai văzut asta până acum. Dragi părinți, pentru toate examenele care urmează în viețile copiilor voștri, dacă orice preț înseamnă sănătatea, nu e ok. Avem o problemă. Nu e ok. Avem o problemă. Până la mare. sănătate fizică, psihică, emoțională. Plus, mai vreau să facem un amendament foarte important și mi se pare că e ceva ce. Gașca Zurli e așa ca un fel de marca a ceea ce urmează să spun. Noi nu avem doar un tip sau două tipuri de inteligență. Știi că am vorbit despre inteligența matematică sau, mă rog, generația părinților mei credea că ori te faci contabil sau profesor de mate sau inginer, ori nu te mai faci nimic și ai poate aici pe acolo un medic. Apoi, generația mea a început să vorbească și de inteligența emoțională. Bă, stai puțin, suntem analfabeți emoțional, nu știm să numim emoțiile, nu știm ce se întâmplă cu noi, dar mai sunt încă vreo șapte alte tipuri de inteligență. Noi avem nouă tipuri de inteligență și ne naștem cu ele Din păcate societatea nu știe decât de două și ne forțează să stăm numai în alea două Și dacă tu ai o inteligență kinestezică foarte înaltă sau interpersonală sau muzicală sau intrapersonală Sau o inteligență existențială care e foarte predominantă la copii între 5 și 12 ani când ei vin cu întrebările alea Mami, dacă când murim, ce se întâmplă cu animalele care rămân și nu mai are nimeni grijă de ele? Sau ce se întâmplă cu mașinile și cu casele? Asta e o inteligență existențială și noi nu avem energia și răbdarea să o hrănim în copii. Andra Pentican se numește această doamnă care e aici, <laughs> pentru cei care au deschis mai târziu radioul. Intrați, vă rog frumos, pe conturile ei, pe Instagram, pe Facebook, căsiți acolo. cu o comunitate foarte mare și frumoasă. Eu nu, pentru că nu m-am preocupat, n-am avut timp de asta. Dar o să fac ești în vara asta. Ești antreprenoare de aia, în, nu, ești, în, nu cauți de job acum. În, în vara asta o să... Nu se știe niciodată. Deci căutați-o pe Andra, pentru că face atât de multe lucruri și atât de frumoase și e atât de accesibilă pentru orice Limită de înțelegere a lucrurilor, deci pentru cea mai mică limită de înțelegere, pe tine te poate înțelege omul. Sper din suflet. Îți spun eu sigur și îți mulțumesc foarte tare că astăzi Mare ai fost drag. aici. O să ne revedem, da. pentru că în toamnă vreau să pregătim niște emisiuni speciale dedicate îmi place foarte tare zona în care tu activezi și cu siguranță că avem foarte multe lucruri de învățat de la tine. Te îmbrățișez. Super. Iar eu le spun ascultătorilor noștri că în această vară avem foarte multe evenimente. O să ne întâlnim prin țară, oameni buni. Pentru că eu mi-am propus ca până în 2026, când Zurli face 20 de ani, să ajung în toate orașele din România. Așa că le-am luat la rând. Și după Valea Jiului au urmat Oltenița, au urmat Oravița, Urmează toate orașele din nordul țării unde n-am fost niciodată. Vatra Dorne, Gura Humorului, Rădăuți, Pașcane. Adică avem foarte multă treabă. Iar dincolo de asta, în primul weekend din luna august, la Cluj o să fim la cel mai mare festival de familie, Wonderland, unde vom crea o lume zurlie. Dar până atunci, duminica viitoare, ne vedem pe 16 la Sport Festival, tot la Cluj. Deci ne toți întâlnim în vara asta pentru că, așa cum ați auzit deja pe parcursul acestei emisiuni, eu aș face ceea ce fac astăzi până în ultima zi a vieții mele. Vă doresc să vă găsiți rostul, pentru că, așa cum îmi place mie să spun, când ți-ai găsit calea, nu-ți mai stă nimic în cale. Vă îmbrățișez cu toată dragostea până data viitoare. Aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți. La revedere! Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.